ziua, doamnelor, domnilor, bine ați venit la ședința Consiliului Local de astăzi. Domnul președinte, vă rog, intrăm pe ordinea de zi. Da, putem prezenta ordinea de zi. Primul punct, aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 31.07.2018. Putem supune la votul. Dacă sunt obiecții. Cine este pentru aprobare? Abține, împotrivă, nu sunt. 15 voturi pentru, procesul verbal a fost adoptat. Al doilea punct, proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii fostei baze sportive Dărmănești în complexul sportiv Uzu, orașul Dărmănești, județul Bacău. Da, scurtă precizare, este vorba de baza sportivă pe care am achiziționat-o în decembrie 2017. Schimbăm denumirea din fosta bază sportivă în complexul sportiv Uzu. Intenția noastră este ca în perioada următoare, pe acest sau în acest complex, să dezvoltăm și alte proiecte cu fonduri europene și denumirea de complexul sportiv Uzu, cred că este cea mai în măsură să reflecte intențiile noastre pe perioada imediat următoare. Dacă sunt întrebări, mulțumesc. Dacă nu sunt, putem spune la vot. Cine este pentru aprobare? Abține? Sau împotrivă? Cu 15 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind acordul de reabilitare și acordarea dreptului de utilizare a unor drumuri publice aparținând domeniului public al UAT orașul Dărmănești de către SECE Mecano Electric Service SRL Dărmănești. Da, am să fac scurte precizări. Am avut la MAPA o adresă din partea SECE Mecano Electric Service prin care solicita un acord de reabilitare din partea Consiliului Local privind accesul pe o parte din drumurile de pe raza orașului Dărmănești pentru exploatarea din zona Trotuș, exploatarea de agregate minerale. Legea prevede și obligă în același timp autoritatea publică locală să creeze condiții pentru exploatarea acestor agregate. Agregatele nu sunt ale noastre, sunt ale Apelor Române. Apele Române au autorizat acest agent economic pentru exploatare. Practic, noi am venit prin acest proiect de hotărâre cumva să stabilim niște reguli privind accesul pe aceste drumuri publice, reguli legate de întreținerea acestor drumuri de către agentul economic, desfrăpuirea atunci când impune cazul, o limită de viteză și în același timp un interval orar când agentul economic poate să circule pe aceste drumuri, așa fel încât să nu creeze disconfort cetățenilor. Întrebări dacă aveți? Deci Apele Române acum pot să dea aprobare și pentru UAT Dărmănești să exploateze piatră din Albea Uzului? UAT Dărmănești n-a solicitat. Dar ar putea, dacă am solicitat, tot de la Palanca trebuie să... În lege spune că agenții economici care solicită așa ceva trebuie să gândească niște condiții, trebuie să aibă niște utilaje, deci nu avem așa ceva. În schimb, UAT orașul Dărmănești a solicitat pe situații de urgență Apelor Române o cantitate de 2000 de metri cub de balast, ni s-a acordat acest drept în perimetrul Trotuș, undeva într-o zonă și noi, când avem nevoie, mergem să facem acolo. Domnul Balaș. În cazul în care noi aprobăm acest proiect, am vrea ca cetățenii care sunt dimitrofi pe cele străzi să nu fie deranjați de aceste oameni. Pentru că ați precizat, în hârtie acolo sunt tot felul de sarcini care trebuie să îndeplinească această societate. Și am dorit ca să respecte ceea ce ați precizat. Deci, în hotărârea de Consiliu ne-am precizat aceste clauze, în condițiile în care nu sunt respectate de către agentul economic și apar reclamații din partea cetățenilor, cu siguranță vom construi. Această hotărâre o punem în aplicare. Și cine nu respectă, suportă consecințe. Domnul Desfac. Da, ce primar aduce mulțumiri domnului Nergușcu pentru prezentare, dar așa ceva o să dedușești exact cum înseamnă filtrări, în comparație cu ceea ce a fost în ședința trecută. Ceea ce a fost în Consiliul rămâne valabil. Dacă vedeam aici obligațiile societății care urmează să facă exploatații pentru acest piatră de lucru, totuși, vedeam că în legătoarea care un cetățean își exprimă de mulțumirea, pentru că este deranjat,
firma care, dacă se produc stricăciuni la locuințe, firma se intervine și se repare cele stricăciuni. Mă repet, a fost un caz nu de mult, acum un an de zile, când doamna consilier Militelul spunea că sunt probleme de, prin Josei. Urmează acum să-i afectești pe cei din Triaș. Cei care sunt în strada florilor, tirănetului și oamenii de parte. Da, noi în hotărârea de Consiliu am pus condițiile pe care legea le, să zic așa, ne dă voie să le punem. Nu putem impune nici condiții draconice, că altfel nimeni n-ar mai veni. Dar în cazul în care un cetățean este afectat în mod serios de, eu știu, gabaritul de bășii sau bine, se adresează la noi cu hotie și vedem dacă acele probleme sunt din cauza transportului sau poate din alte cauze. Există undeva unde este sprijinat gabaritul pe care au voie să circule, cu care să circule? Deci eu am limitat kilometri pe stradă, da, am limitat kilometri și acolo există o limită de tonaj pe străzile respective, este o limită de tonaj. Agentul economic trebuie să încadreze în limita de tonaj, de viteză și ce acolo. E bine ca unii să câștige bani de chestia asta, dar să nu fie atratați cetățenii orașului de România. Cu siguranță. De-aia măsura e destul de... și hotărârea de Consiliu destul de bine restrictivă, destul de bine. E problema... N-aș vrea mai târziu să revolte cu cetățenii din Procu, pentru că știți că albea lui Procu deja au venit de recuperare de 6 mărți. Altă bună. S-ar putea, în momentul când deși înainte s-au avut exploatarea asta a balastului, tot în partea noastră aici. Faceți că, deci, reveniți la... Da. Haideți să vă spun la... această societate, da, ca să iei o altă a râului totul și vine cu ea dreaptă de la bord la bani. Deci nu noi suntem cei care dăm aviz de exploatare în Albia Plotușului. Acolo specialiștii de la Apele Române sunt. Și principala țintă este ca acel material să fie luat de pe mijlocul Plotușului ca să tocmai să dirigeze apele, să nu mai să adâncească apele. Da? Deci asta este țintă. Da, deci asta. Iar o să vedeți dumneavoastră că nu știu câte mii de metri cu care omul ăsta aici, firma asta autorizat să exploateze, dar cu siguranță se adâncește canalul Plotușului și nu mai afectează sigur. Nu. Și nu dă noi avizul, sunt specialiști, aprobă acolo, inginer. Nu, dar nu vreau ceva. Da, vă rog. Dacă într-adevăr sunt foarte multe sensizate pe aceste străzi și sunt fondate, în cazul ăla, noi, Consiliul Local, putem să... Deci, putem da o hotărâre de Consiliu prin care interzicem accesul pe... Da. Ok. Da, deci în cazul în care sunt probleme, dăm o altă hotărâre, nu știu, și revocăm hotărârea asta și nu mai, practic, nu mai circulă agentul economic pe acolo. Dar trebuie să calce niște reguli, dar trebuie să fie niște probleme serioase, nu? Putem trece la vot? Da. Cine este pentru? Cu 15 voturi pentru. Cu 14 voturi pentru și o abținere. Domnul consilier Despa s-a abținut. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului pentru anul 2018 al UAT orașul Dărmănești. Al primului război mondial în aer liber, în viațeta bugetul orașului Dărmănești, și anume 50.000 de lei. Această creștere propun să o repartizăm pe capitolele de cheltuieli, după cum urmează. 130.000 la cultură și 10.000 de lei pentru servicii publice și anume pentru iluminat public. De asemenea, propun virarea sumei de 12.000 de lei de la capitolul 6702 Cultură la capitolul 8402 pentru obiectivul reparații capitale și rigole în strada Orizontului. Deci aici, astea sunt modificările la buget, la
sursa bugetul local. Restul le-am prezentat în ședința de comisie. La sursa e la autofinanțate, avem o creștere a veniturilor de 20.000 de lei. Banii pe care îi folosim la capitolul 70-10, la piață, pentru bunuri și servicii și anume prin un alt public. Tot la sursa E, propun folosirea sumei de 150.000 de lei din excedentul anilor precedenți pentru obiectivul scale de acces din strada Valea Ușului către Târgul Sărceamănat. S-a discutat pe comisii, nu sunt întrebări. Să punem la rog. Cine este pentru? Mai ridicat vă rog o dată până. Da. Abține? Nu abține. Bun. Domnul consilier Balaș, domnul consilier Roman, domnul consilier Păduraliu, domnul Apetri, domnul Piurtiucă, domnul Despa, respectiv domnul Moise, s-au abținut. 6-7. Cu voturi pentru și 7 abțineri, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Trecem la punctul 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCR numărul 42 din 2018, privind aprobarea contractului de cesiune pentru o parte socială către SECE Eco Valea Muntelui SRL. Da, este vorba de un proiect de hotărâre pe care noi l-am aprobat luna trecută. Este o corecție la denumirea proiectului de hotărâre. Practic, orașul Dărmănești are 10 lei în, sau o parte socială în Eco Valea Muntelui Comănești. Colegii de la Comănești, pentru a putea să-și obțină licențe de transport, au solicitat ca noi să renunțăm, să ieșim, să vindem acea parte socială. Am inițiat acel proiect de hotărâre. Sper că nu sunt probleme și orașul Comănești să-și poată rezolva problemele pe care le are. Noi nu mai foloseam Eco Valea Muntelui, noi suntem amendați la operatorul de la Bacău. Practic, nu pierdem nimic, nu ne încurcă, nu încercăm să-i încurcă. Întrebări dacă aveți? Nu sunt întrebări. Atunci putem trece la vot. Cine este pentru? Abține. Cu 15 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Da. Diverse, la diverse fapte pe scurt, am să transmit un mesaj către toți cetățenii orașului Dărmănești. Astăzi, mâine și poi mâine, la Dărmănești au loc manifestările culturale Zilei Orașului Dărmănești. Vă invităm pe toți să fiți alături de noi, de Consiliul Local, de invitații noștri. Sunt momente în care trebuie să ne mai și bucurăm împreună. Am avut și momente grele, am avut și momente în care am trecut nu de mult peste acele inundații care ne-au afectat destul de mult. Cred că și la momentele de bucurie trebuie să fim împreună. Sigur, imediat vom premia familiile cu care au împlinit 50 de ani de la căsătorie. Vom și vă invităm să fiți alături de noi. Vom premia mamele care au gemeni minori și o parte din agenții economici care, zicem noi, au contribuit la buna desfășurare a activităților în comunitatea noastră și nu numai. Mai vreau să fac precizarea că ne-am făcut un calendar vis-a-vis de reparația drumurilor sau, să zic așa, repararea drumurilor afectate în urma inundațiilor. În proporție de 90% drumurile au fost reparate cu piatră spartă. Mai nou am reușit, chiar astăzi am încheiat asfaltarea străzii Orizontului și amenajarea unui nou sens giratoriu la intersecția dintre străzile Victoriei, Valea Uzului și Orizontului. Cred că din puținii bani pe care îi avem, reușim să-i chipzuim cât mai bine și îmi doresc foarte mult ca în perioada următoare să reușim să
atingem obiectivele din lista de investiții și cred că în luna septembrie vom, sau cel târziu în octombrie, vom reuși să asfaltăm strada Valea Uzului până în zona Bisericii Catolice, așa cum ne-am asumat la început de an. Mulțumesc pentru întâlnirea de astăzi și, așa cum am spus, aștept toți cetățenii la zilele orașului de noi. Mulțumesc! Da. Da, mulțumim! Și propun încheierea ședinței din această.